Da, ia să vedem. E bine. Nu prea sunt pe mijloc, sunt pe mijloc. Aia e, bă, frate. Am mai făcut de mult un reveal la o țigară, că... Viață bună, căldură și asta e. Știu. Știu, e sătul. Aulă, iar mai asta cu căldură, iar același subiect. Care tot îl aud de două săptămâni. Exact. E marfă bună. Camel original albastru. Blue. Blue e. Ideea care e? Că... Păi fi făcut, nu mi-ai făcut review la ăsta, la așa ceva? Nu știu, nici nu mă mai interesează. Am luat, îi dau înainte. Îi dau așa. Încă unul nu mă deranjează. Pe mine. Deci... E ăla... Eu că aveam un pachet de ăsta... Da. Deci e Camel Original Blue. Și e... Să zic eu... E pe ieftinache, să spunem așa, nu știu, 23-24 de lei. E multă țigară. Și mă aștept să fie pe la mijloc. Că uite puțin aici. E blue ăla. Hai că după aia o să... Vezi, e albastru ăla, nu e albastru ăla închis. Acum nu știu de cât are gudroanele. Hai că mă apuc de treabă, că... Bă, frate, mă, acum ți-o zic așa, ca băieți. Tot dorm cu aerul ăsta condiționat să-mi bată în cap așa, că nu pot, nu se poate, nu se poate altfel. Bă, mă trezesc cu niște ochi și cu capul și, băi, se mure dacă nu e, dacă nu mai revin. Nu e că mă plâng, e vorba de tine. Ce faci, frate, ce faci că nu mai e sănătos? Ce se întâmplă acum, nu mai e sănătos cu căldurile astea de 40 de grade și seara ieși și vezi că tot mor de cald. Hai că încercăm acum să facem aici o operă de art. Hai, țigara arată absolut clasic de Camel. Uite acum, fac aici un oper de art. Și o să-ți plac. Hai. Azi dăm gaci o țigară. Îl vezi? Ia uite-l. Îl vezi, da? Bun. Este foco. Este foco. Bă, frate, te spun sincer. În ultimul timp bag mai mult vape. Prea cald, frate. Prea cald ca să fumez fum din ăsta, să trag fum de ăsta în mine. Prea cald. Parcă le-am un pic mai light, parcă nu e atât de, nu știu, nu mă zăpăcește de tare, știi? Nu mă zăpăcește așa în halul ăsta încât să mă deranjeze când fumez. Vă spun sincer, ambulanța asta o vezi? Îi bagi două țigări pe afară, în căldurul ăsta fără umbră, o să vină și după tine. E grav rău. Hai. Deocamdată nu e rele. Dar stai că am uitat să arăt țigara. Stai că vin acum acolo, stai acolo, fii cu minte, stai cu minte acolo. Stai cu minte acolo că uite acum vin. Adică așa, tractorist. Wow, ia. Vezi, filtrul... destul de scurt. E ca asta treaba la Camel. Vezi că de obicei, nu știu dacă Camel are vreo țigară care să aibă filtrul ăsta găurit. Mie îmi place mult cu filtrul găurit, nu știu de ce. Dar îmi place. E strujean, frate. E strujean mare, lung. Ai de băgat, ai de fumăcit la el. Știu, vrei să afli. Lasă-mă cu astea, vreau să văd. E bune, nu e bune, cum e? Nu e rele. Asta pot zic. Nu sunt rele. Îmi place că nu se fumează repede. Nu se fumează singure și nu se arde repede.
chiar nu-i rău. E la mijloc, așa, ca și tărie. Nu mă... Nici nu mă râcă, e pe gât, nici nu... Asta-i să văd. Chiar e ok. Acum, tu când te gândești pe căldura asta, ți-o spun sincer, să tragi niște concluzii cu adevărat reale e cam greu. Că nu știi de ce transpiri ori la țigară, ori de afară, da? Că deja m-am adunat cu transpirație, dar îmi dau seama că e de la căldură. Deci țigările nu sunt deranjante. E ok, chiar e ok. Nu mă râcâie, nu mă deranjează, nu stari pentru mine. Chiar e ok să mori dacă nu. Chiar e ok. Să spunem așa că lungimea asta, băi, nu știu neapărat dacă mă deranjează, știi? Nu e deranjant. Până la urmă îți bag mai mult tutun, da? Fumez mai mult. Că e treaba asta că am vorbit cu cineva și a spus că de ce nu fumez Marlboro, am spus de ce nu fumez Touch ăla plus XS sau cum îi spunea, ăla lungul, știi, în loc de Touch normal, ăla de 6. A spus că, bă, nu pot termina o țigară. Bă, până la urmă o stingi când vrei tu, știi? Asta și eu așa văd treaba. O stingi când vrei tu, dacă nu o duci la capăt. Dar știi cum e, că îți place mult aspectul la una, poate la una mai scurtă. Dar unde au gust mai bun, poate lungi sau scurte. Băi, și mă gândeam, băi, frate, în viitor să mă mut într-o țară călduroasă. Așa, asta așa ca idee. Să mă gândeam pe viitor, asta o spui iarna, să mor dacă nu, asta o spui iarna. Băi, în viață, cândva, în viitor, să mă mut în Cipru, sau să mă mut în Italia, sau să mă mut în Spania, o să mă duc într-o țară în asta călduroasă. Păi dacă o să fie așa, îmi bag suletele, bă. Te-o spun sincer. E mișto al naibii, că toate când e cald, dar, frate, ai momente când e atât de cald încât nu mai ai chef de nimic. Nu-ți mai vine să mai faci nimic, doar transpiri și doar te ascunzi undeva să stai și tu în răcoare. Ei, o să mă mai gândesc la treaba asta, frate. Nu știu, bă, frate, bă. Dacă e așa mereu în Italia, în Spania, în... Iau țări de-astea normale, știi? Cum ar veni. Uite, mi-a plăcut mie în Cipru, acolo în Pafos. Băi, frate, dacă e așa, călduroaiele astea, cum sunt 40 de grade aici, mă las lipsit. Mă las, stau în țara asta, mea, în care sunt 4 anul timpuri, mai dârdești de frig, mai vine și toamnă, mai vine și răcoreală, ai și primăvară, care tot e ok. Păi în primăvară să moare dacă nu făceam la filmate. Mama a rupt pentru că era vremea de așa natură, încât mă duceam, era răcoreală, era cald, dar nu era în halul ăsta. Acum pur și simplu nu vine să cred, nu. Nu vine să cred ce se întâmplă. Cine știe când o să fie video-ul ăsta postat, poate văd că o să fie minus 5 grade și o să spun, bă, băiatule, săracul, bă, băiatule. Când l-a postat, uite că am terminat țigara. Bărbărie multă. Băi, deci ca idee așa, chiar e o țigară ok, bă, frate, bă. Deci ca menul original negru, mie nu-mi place. Mie nu prea îmi place. Nu, ăla nu. Dar ăsta e ok, bă, frate, bă. Și dacă nu mă înșel, camel compactul negru nu-mi place. Dar ăsta e ok, acum depinde și, știi cum e și țigările astea, e prima pe azi. Și depinde și ce chef ai, ce stare ai, mă gândești la treaba asta, știi? Și mai ales că treaba, chestia e subiectivă, frate. Îmi plac sau nu-mi plac mie. Până la urmă despre asta e vorba, da? Băi, ce pot să zic, ca notă, nu? Raportat la preț. 20 ceva de lei. 24 dacă nu mă înșel. Conceptul ăla mi-mi place prea mult. La Winston. Și... ăla are un 10 de la mine. E cam grele, e grele. Asta un om jumate nou. Că aș mai lua dacă așa ar fi, dar mai că ai opțiuni de ales, știi?
Winston Concept Camel, aceiași bani. Îmi iau Winston Concept, îmi plac mai mult cum arată țigările, îmi place mai mult cum... Cum e gusturile. Deci e greu, e grele, dar nu-s deranjante, frate. Nu e rele. E bune, să mor dacă nu. Mă uit așa câteodată și îmi văd, bă, băiatule, dar te mai tunci tu odată, bossule, că e grav. E grav. Băi, ce să spun? Am dat notă. Ți-am făcut show. Da. Nu ți-am făcut, dar zic și eu. Hai, ne auzim, pa!